Ploile cu vânt înregistrate în seara zilei de ieri, 3 iulie, au adus pagube în raionul Glodeni. Vântul a deteriorat acoperișurile, au fost mulți peste 100 de foi de ardezie și mai multe foi de țiglă au fost dărâmate. Comisia pentru situație excepțională locală estimează pagubile materiale. Mai multe depozite cu grâne, dar și o întreprindere au rămas cu acoperișuri distruse. Peste 100 metri pătrați de țiglă metalică a fost dărâmată, iar 10 de foi de ardezie au fost stricate de rafalele de vânt, dar și de grindină. Pe data de 3 iulie anului curent, în jurul orelor 18, pe teritoriul raionului Godeni și anume în localități Limbenii Noi, Stârcea, Soroca și Eblona, a avut loc vânt puternic cu grindină și ploaie. La SRL Plantagor au fost mulse 120 foi de ardezie. La SRL Brilan Prim au fost mulse circa 150 de metri pătrați de țiglă metalică. Comisia pentru situații excepționale raionului Godeni stabilește pagubă materiale. Alte pagube și suma acestora urmează să fie estimate de către Comisiile pentru Situații Excepționale Locale. Potrivit ultimelor informații, toate localitățile rămase fără energie electrică în această noapte au fost reconectate. Comisia pentru Situații Excepționale va stabili prejudiciile materiale cauzate de intemperii.